După cum v-am obișnuit deja, după yoga vin invitații noștri. În această dimineață am doi invitații, după cum am vorbit cu Ion în prima jumătate, un el și un ea, o ea, foarte frumoși, energici. Despre cine este vorba aflăm imediat. Bună dimineața! Bună! Svetlana și Dumitru Neagu, astăzi a venit alături de noi. Cu dispoziție, energici, un pic emoționați, cu toate că sunteți foarte des pe scenă. Da, mai mult ca dansatori, nu chiar vorbim pe scenă. Cum v-ați trezit astăzi dimineața? Eu dacă cinci nici nu m-am culcat. N-ai dormit? N-am dormit. De ce? Multe ai gânduri. Ai avut emoții? Fingăția. Ai scria ceva pe foaie? Nu, aveam multe gânduri, multe planuri și vara un pic ușor orarul se schimbă, poți noaptea să nu dormi, ziua să dormi mai mult, mai mult timp liber. Cânti noaptea, eu vara nu dorm. Cânti? Nu, am cântat vara asta un cântec de la Connector, dar nu eu vara nu dorm. Ok, deci nopțile sper că dorm, de fapt. Da, doar de astăzi obicei. Așa, o excepție. Astăzi se întâmplă. Că ai venit la dimineața sportivă. Da. Svetlana, tu cum te simți? Bine. Te-ai trezit ușor? Ești matinală? Ești obișnuită să te trezești atât de dimineață sau iubești somnul? Cam astăzi dimineața am primit o surpriză. Bine, m-am trezit. Vai, ce surpriză? Despre ce este vorba? Despre un mic dejun cu ciocolată. Și un lădea. Practic de asta nici nu am dormit, că am plecat. M-am dus la magazin, am cumpărat cât de cât a venit, am pregătit totul și de asta. Asta se întâmplă des sau asta înainte de emisiune? Acum că... Înainte de emisiune, nu? Acum spuneți sincer. Că acum că avem mai mult timp, mă strădui. Ok, bravo. Acum aveți timp pentru că... Pentru că începem o etapă nouă în viața noastră și am plecat din fosta echipă unde suntem. Deja suntem în familie și vrem mai mult timp să petrecem împreună. Deja pe parcurs, când am dansat în diferite show baleturi, îți ocupă mult timp. Trebuie să stai de dimineață până seara, să ai grijă de grupe, să ai grijă de multe evenimente spontane. Și nu prea rămâne timpul pentru familie, dar acum, după ce noi ne-am căsătorit, am făcut nunta acum pe 8 iunie. Ne-am trezit, am zis că, uite, dacă apare și un copilaș, ce facem? Și am zis că hai să ne facem orarul nostru. Acum putem să urmărim între timp și niște poze despre evenimentele și viața voastră, unde sunteți peste tot împreună, drăgălași frumoși, la mare, pe scenă. Oh, din asta. Aici? Asta e cam un anul când am făcut cunoștință. Aha. De cât deci, timp sunteți împreună? De 7 ani. Ați făcut cunoștință? Am făcut cunoștință în Teodor, în șobele Teodor. Eu deja eram acolo, Svetlana veniseră și Așa a fost reacția ta când ai văzut-o, da? M-am îndrăgostit. Da. Tot era vara. Noi nunta am sărbătorit-o de ziua noastră. Apropo, cum ați făcut cunoștință și cum ați ajuns să formați un cuplu? La început, Svetlana se uita la mine așa. Cine e ăla? Pe urmă, începând să zâmbesc, posibil că am început și ea să-mi zâmbească. Posibil. Și deja cât un pic s-a început. Ieșeam împreună cu echipa și eu nu ieșeam dacă Svetlana nu ieșea și când am aflat că nici ea nu iese dacă eu nu vin. Uf, aici semafor verde. Semnalul roșu, alarma. Da. Și cum ați ajuns aceasta? Cum a fost prima întâlnire, primul sărut a fost așa că eu deja întârziam la o grupă, eram profesor și cam am întârziat cu vreo 15 minute la grupa aceea că nu puteam să-mi iau rămas bun și așa, la revedere, un sărut pe un braț, pe unul pe al doilea, pe unul mai aproape, așa că cam ca la toți, nu chiar la toți, nu știu. Cred că la fiecare cuplu este ceva special și divers. De cât timp în total sunteți în domeniul ăsta de dansuri, coreografie, tot ce faceți? Cred că de mici copii, dacă v-ați pus pe gândire. Eu de mic m-am ocupat cu tot ce e posibil. Fotbal, basket, notul, multe m-am ocupat, chiar și handball. Și cu foarte multe arte marțiale. La toate îmblam câte jumătate de an, câte o lună, câte un an jumătate. Și pe urmă m-am oprit la dansuri. Da, Sveta, povestește.
Nu, cu dansurile cam de la 4 ani și așa. De micuță! Ai fost blondă de mică? Sau? Pentru am că fost blondă naturală. Foarte frumos. Deci de 4 ani și așa, o blonduță mică, talentată, care dansează. Deci ce poate fi mai frumos? Foarte, foarte interesant. Doar de la 4 ani ai început, ce dansuri ai practicat? Am început cu gimnastică, pe urmă am încercat tot ce mai multe, de tenis, de basket, volei, da. Mai departe, totuși, am ajuns la dansuri. Care a fost prima voastră activitate împreună? Unde a fost? Noi ne-am filmat în videoclipul lui Adrian Ursu, jumătate eu, jumătate tu. Cunoaștem ca, cu toată lumea pereche. Această melodie. Da. Atunci nu știați că sunteți, o să fiți un cuplu? Nu, sau noi deja eram un cuplu, noi practic. Atunci, prima dată, am dansat în pereche. Da. Sunteți, vă potriviți foarte bine. Deci acum ați lăsat un pic dansurile? Nu, nu le-am lăsat, doar că ne facem, nu doar dansurile. Mai o să activăm și ca dansători, doar că trebuie cât un picșor să ne facem planurile pe viitor, că timpul trece, bebe poate să apară, tăticul trebuie să fie mai aproape, să meargă noaptea după pofte, dacă cineva să aibă pofte. Și nu ne lăsăm de dansuri, rămânem mai departe în sfera asta, doar că ne vom ocupa și cu altceva care să, cu timpul să ne înlocuiască. Că vrei, nu vrei, un dansător undeva la 30-35 de ani deja gata. Cum a fost viața voastră înainte de a forma un cuplu? Pentru că cu siguranță s-a schimbat totul. Și cum este... întotdeauna am fost curioasă, cum este oare formând un cuplu să dansezi cu altcineva și să nu apară gelozie sau scene din astea? Nu, Sfeta nu geloasă de mult. Deja am trecut prin etapa asta. Sfeta nu era geloasă de te. Deloc, am înțeles. Nu, mai ales că perioada când am început să ne întâlnim, încă nu dansam în pereche, eu mai mult danseam cu... băieții sunt mereu mai puțini și mereu se schimba partenerile și acolo... prea multe emoții ai dat, uite tu unde ai pus mâna. De cum? Nu știu, întotdeauna am fost curioasă de treaba asta. Trebuie să ai încredere, cred că la maxim. Deja, da. Să deja... reziste cuplul, pentru că e dificil. Când lucrezi împreună, cred că e cel mai greu. E cel mai greu. E mai greu dacă nu ești din domeniu. Noi suntem din domeniu și un pic am început să ne înțelegem unul pe altul. Când a apărut gelozie și la mine și la ea, cu timpul ne-am dat seama că asta e o prostie ce facem noi. Dar avem cunoscuți unde, de exemplu, fata a lăsat dansurile din cauza că băiatul era prea gelos. Și nouă ne-a mers, poți spune. Sunteți niște norocoși. Eu sunt foarte gelos, cred că sunt fost din domeniu. Bine că sunteți oricum unul lângă altul, pentru că era să fie mai dificil dacă erați să fiți separat, luând în considerație faptul că sunteți atât de geloși ambii. Da. Am înțeles. La moment, vreau să știu cum încep diminețile coreografii, să zicem așa. Pentru că sportul este prezent în viața voastră, cum vă alimentați, modul de viață. La în perioada când suntem foarte ocupați, cam alimentația, nu știu, când reușim. Dimineața așa, te-ai trezit, te-ai spălat, cafeaua, la lucru. Și deja acolo se începe, lucrăm, dansăm. În ultimii momente la coreografii, la dansători, nu e legat anume de efortul fizic, cât de momentul de pregătire. Trebuie să alegi muzica, trebuie să asculti muzica aia, trebuie să te gândești ce o să faci în dansul acela. Și deja... hai să spunem, 50% e stat cu căștile în urechi și pe YouTube căutând piese. 50% e lucru fizic deja când lucrezi cu copiii sau când lucrezi înainte de a te pregăti de lecții. Svetlana, tu îți imaginezi... La mine mai simplu. Hai să vedem. Pentru că silueta este de invidiat, să zic așa, și cu siguranță, luând în considerație faptul că ai nevoie de multă energie, cred că ar fi ok să duceți un mod de viață așa mai echilibrat, să zic, cu vitamine, cu tot felul de alimentație încercăm. Echilibrată. Încercăm. Tu cum ce mănânci dimineața? Dacă sincer, mănânc absolut tot. Deci nu te deranjează. Dacă nu am limite. Nu, Sveta, nu e problemă. E poate vii noaptea și să mănânci, știi? Eu am probleme cu asta și una, două, hop. Tu ți-a apărut burtică. Eu zic, Sveta, dar de ce ne vine noaptea? Dima, pregătești ceva gustos. Hai să mâncăm ceva cu bunicel. Hai să mâncăm ceva cu bunicel, da. Și
la ea nu sunt probleme. Ea chiar câteodată stă și, ia, eu am slăbit, eu nu vreau să mă slăbesc. Dar eu e invers. Care a fost cel mai emoționant moment sau momentul pe care l-ați ținut minte cel mai bine din activitatea voastră? Voi ați fost în Black and White, ați fost în Show Ballet Teodor și în Just Friends. Just Friends. Care a fost momentul în care ați simțit că a fost divers de tot și a fost cel mai interesant? Stai să presupun, cred că când ai întâlnit-o pe Svetlana. Spune. Din, da, asta da, dar din activitate, cam în fiecare balet este, trecut prin ceva nou. Cred că și eu și Svetlana. În Teodor am dat gustul de coreografie, îmi place să mântez. În Just Friends am fost ca asistent de coreograf și în Black and White deja am fost ca coreograf complet. Adică puneam dansul de la și până la chiar și aveam grijă de unele regii la concerte. De unde îți vin inspirațiile, ideile de a crea un dans? Oh, câteodată chiar și le visez. Serios? Da. Deci te trezești dimineața sau poate și noaptea, zici, am o idee, Svetlana, da. Svetlana scoală, Sveta scoală. Hai să dansăm împreună. Că inspirația ne-o dau dansătorii. Ideea dansului, tu când o vezi prin ceață. Nu-ți dai seama multe mișcări, ce, cum, de unde le ai. Tu doar știi că trebuie ceva asemănător să faci. Când vii în sală deja cu dansătorii, practic dansătorul este inspirația ta în mișcări. Aveți și copii pe care îi antrenați. Cum e să lucrezi cu copiii? Ea lucrează cu copiii, eu... Cum e să lucrezi cu copiii? O, e foarte fain. Acum, taman am nimerit o perioadă cât nici nu-l iubet, dar mi-e dor, dacă sincer. Cât copilaș reușești să-i antrenezi timp de, nu știu, o oră, să zic? Într-o oră? Depinde. De la 10 până la 25. Pentru că îmi dau seama că fiecărui copil e nevoie să explici sau să ai o metodă. Oh, sigur, e o metodă individuală la absolut fiecare copilaș trebuie să fie. Copiii voștri viitori vor fi în acest domeniu? Oh, e singur vor alege, da, vom încerca. De mici, sigur, nu o să aibă alege. De mici toți vor să facă totul, dar pe parcurs sper că o să se apuce mai devreme decât mine, chemau cu prea târziu de dansuri, dar poate vă place și altceva, dacă va fi o fire artistică. Vreau să știu care este vârsta perfectă sau bună, recomandabilă de a începe să practici dansurile? Cel mai bine, muzică de mică, e bine să-l dai un pic la gimnastică, să întinzi un pic mușchii, pe urmă îl dai la dansuri. Dar după practica noastră și după văzutele la mulți dansători, nu există limită. Sunt chiar și doamne care vin trecând de vârsta de 50 de ani și când cum noi spunem, vin lemn și după asta au și șpagate și întindere. Mult și mult depinde de dorință, da. Foarte, foarte frumos. Din păcate la noi timpul știți că trece foarte rapid. Deja după câte ați simțit aici 20 de minute. 20? Wow! Deci iată, 20. Vreau să încheiem acest interviu pe o notă pozitivă și va constant faptul că vreau să aud câte o declarație unul față de celălalt. Ceva. Închipuiți-vă că sunteți doar voi doi acum. Vreau să vedem momentul ăsta în spatele scenei, adică nu doar cuplu care dansează pe scenă. Vreau să vedem ca pereche, cuplu, așa. Declarație? Așa, sincer, din tot sufletul. Păi, ce romantic, uite la ei. Noi tocmai ne-am făcut câteva declarații și cum încercăm să facem ceva nou, să le repetăm cele vechi. Vă le învățați cu mâna, scriți și le învățați. Nu, noi chiar și la nuntă ne-au spus, am avut momentul să facem declarații, noi nu ne-am pregătit și s-a văzut asta, că au fost sinceri și Svetlana a zis ceva ce nu mă așteptam. Și acum ne pregătiți așa, sincer, surprinde-o la 100.000 oare. Piuțu, ghețin iubiască. Dacă sincer azi noapte, că cât nu dormeam și mă gândeam să-ți fac o surpriză dimineață, așa am văzut cum dorm ca un îngeraș. Serios? Așa îmi plăcea și m-am apropiat câte vreo două ori să o sărut și... Dar oricum, așa de tare te iubesc.
Mulțumesc, cuvițul. Acum un pup. Bravo, bravo. Cuplul nostru care a venit acum în dimineața să ne energizeze, să ne arate cum ne putem iubi și să ne oferim complimente, voie bună și dispoziția, săruturi cât mai multe. A venit timpul să ne luăm rămas bun cu voi. Noi mai ținem legătură neapărat și mai veniți pe la noi prin vizite. Mai venim? Ne vedem în curând. Pa, pa. Pa, pa. Dar noi, dragi prieteni, nu ne luăm rămas bună. Acum mai mergem cu următoarea rubrică pe care o pregătim împreună cu colegii mei, rubrica Frumusețe.